Premierul susține Națională la Euro 2024. Marcel Ciolacu îi va încuraja astăzi pe tricolor, chiar din tribunele stadionului pe care se va disputa meciul dintre echipa României și Ucrainei în München. Premierul Ciolacu va efectua astăzi o vizită oficială în Bavaria, acolo unde va participa la evenimentele care marchează 25 de ani de relații bilaterale româno-bavareze. Astfel, șeful executivului va îmbina utilul cu plăcutul și va lua parte și la primul meci al tricolorilor de la Euro 2024. Ulterior va lua parte la recepția oferită în onoarea sa la Castelul Nymphenburg din München cu prilejul jubileului de 25 de ani de cooperare instituțională româno bavareză